Hristos a înviat. Eu sunt calea, adevărul și viața, ne spune Iisus. Biscădincioși, dragi ascultători, la 2 aprilie anul 2005, lumea întreagă a primit înmărmurită știrea că la ora 21:37, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, de pie memorie, s-a întors în casa Tatălui. Lumea întreagă a încremenit pentru un moment, pentru că a plecat cineva apropiat. Moartea sa a mișcat inimile multor oameni din lumea întreagă. Mass media a preluat, dintre toate cuvântările Papei, în mod special aceste cuvinte: nu vă temeți. Aceste cuvinte au îndepărtat toate temerile și au trezit speranțele. Sfântul Părinte repeta deseori: nu vă temeți, nu vă fie frică să vă încredeți în Iisus. El este calea, adevărul și viața. Trecând din această viață, se bucura că se întoarce în casa Tatălui. Moartea sa, ca și jertfa vieții sale, a fost sigiliul unei existențe dăruite în întregime lui Hristos, asemănătoare cu a lui Hristos, în trăsăturile suferinței și abandonării încrezătoare în brațele Tatălui Ceresc. Lăsați-mă să merg la Tatăl. Ascultând Evanghelia Duminicii de astăzi, descoperim în cuvintele de despărțire ale lui Iisus cum El își pregătește ucenicii pentru momentele grele ale pătimirii și morții sale. Să nu se tulbure inima voastră. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu merg la Tatăl. Meditând acest discurs de adio, observăm că predomină tema căii, a drumului și a călătoriei. Hristos, care este calea care ne conduce la Tatăl, merge la Tatăl pe drumul iubirii. Sfântul Părinte, care a fost un mare pelerin, ne arăta mereu că singura cale care este Hristos este iubirea ce ne conduce la Tatăl Ceresc. Misterioasă este iubirea lui Hristos, pe care nu o vom înțelege. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iisus își împarte cu noi casa sa, casa Tatălui, pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Adevărata iubire se dovedește prin deschiderea propriei case și primirea persoanei iubite. Casa este propria lume, este lumea în care nimeni nu poate intra atâta timp cât nu îi se deschide. Și dacă cineva iubește, îl conduce pe cel iubit în casa sa, oferindu-i posibilitatea de a se împărtăși și din bunurile sale. Atunci casa sa devine casa persoanei iubite. Și astfel persoana poate să se simtă în casă în siguranță. Casa proprie devine casa celelalte persoane. Posedarea casei este expresia iubirii. Nu se poate iubi cu adevărat neavând unde să conduci persoana iubită. Cei fără de casă nu pot trăi iubirea. Fiecare trebuie să aibă propria casă, oricât de mică și de simplă. Este clar că aici nu este vorba de o casă cu cei patru pereți din cărămidă sau din lemn. Casa este inima deschisă pentru alții, pentru ceilalți.
Dobândirea iubirii înseamnă un efort pentru construirea unei case, așa încât toți cei pe care îi iubim să poată locui acolo. Astfel, casa este o realitate mereu vie. Ea se realizează prin aducerea unui nou locatar. Cel mai simplu, aceasta se poate observa într-o familie prin căsătorie. La început, cei căsătoriți își construiesc împreună o casă, unind într-una singură tot ce au avut până atunci, sau mutându-se unul la celălalt din iubire. Iar când apare și un copil, acesta locuiește de drept în casa părinților, devenind colocatar. Dar o casă cu adevărat ideală este aceea a Tatălui nostru Ceresc, pe care însuși Iisus Hristos o va împărăți cu noi. După modelul acesta, trebuie să ne construim și noi toate casele pe pământ, pătrunse de iubire și de pace. Acesta este idealul. Este șansa ieșirii în lume a adevăratei iubiri. Aceasta este casa Tatălui pe care Hristos, Domnul, o va împărăți cu noi. În fața unei astfel de șanse stăm noi creștinii, dacă îl vom urma pe Hristos. Iisus Hristos devine pentru noi cale atunci când ne descoperă adevărul în care trebuie să credem, atunci când dă acele învățături după care trebuie să trăim. Adevărurile sunt greu de acceptat, iar învățăturile sale greu de împlinit. De aceea, mulți îl părăsesc pe Iisus. Cei care nu primesc adevărul, cei care îl resping, se poticnesc și cad, fiindcă nu dau ascultare cuvântului la care sunt chemați, ne spune Sfântul Apostol Paul în lectura a doua. Vedem ce se întâmplă atunci când se respinge etica creștină în căsătorie. Se ajunge la decăderea și destrămarea familiei. Renunțând la obligațiile creștinești în educația copiilor, se ajunge adesea la catastrofe familiare. Viscădincioși, dragi ascultători, știm ce este o cale sau ce este un drum. Pe un drum se merge, se calcă, uneori mai greu, alteori mai ușor, pe jos, cu căruța, cu mașina. Oricum, calea îi ajută pe toți în umilința ei. Este călcată, scuipată, murdărită, găurită, insultată. Nu este nicio cale care să nu ducă nicăieri. Fiecare are mereu o țintă. Iisus este calea care duce la Tatăl, deși a fost călcat, scuipat, lovit, murdărit și insultat. El arată mereu aceeași țintă. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În lumea de astăzi sunt multe căi. Omul mereu se află la câte o răscruce de drumuri și mereu trebuie să ia o decizie, alegând calea cea adevărată, calea cea mai sigură, cea mai corectă. Din mănunchiul diferitelor drumuri, Iisus ne arată fiecăruia dintre noi drumul, calea care este El însuși. Și cel care se hotărăște să meargă pe această cale, ajunge cu siguranță la casa Tatălui, o casă trainică, veșnică. Hristos devine calea noastră de unire cu Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin mine înseamnă prin roadele mântuirii, care sunt sacramentele pe care însuși Hristos Domnul le-a instituit și în care El însuși acționează. Însuși Hristos iartă, arătând adevărul în sacramentul pocăinței. Însuși Hristos este prezent în Euharistie pentru a hrăni și a da viață. Și dacă El însuși ne propune această singură cale de unire cu Dumnezeu, nu ne este permis să fim indiferenți. Hristos ne conduce la unirea cu Tatăl, pentru că El este unit cu Tatăl.
Hristos este mereu unit cu Tatăl și aceasta o explică atunci când spune: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Spune: vine la Tatăl și nu merge spre Tatăl. Hristos este calea noastră. El este calea. În mod automat ne spune că și noi suntem călători. Ne dă garanția că pe această cale nu ne putem rătăci și că vom ajunge cu siguranță la țintă dacă vom fi cu El. Și un ultim aspect, cât suntem pe cale, în trafic, trebuie să respectăm regulile, normele care ne ajută să ajungem vii la țintă, dar în același timp trebuie să respectăm și pe ceilalți participanți la trafic, pe toți oamenii care ne înconjoară, să nu-i șicanăm, că suntem cu toții chemați să-i respectăm și chiar să-i ajutăm ca să ajungem cu toții la țintă, să ajungem cu toții la casa Tatălui Ceresc. Toți suntem poporul lui Dumnezeu, toți trebuie să avem aceeași țintă, Dumnezeu. Să ne străduim ca prin Iisus Hristos care ne sfințește, să ajungem cu toții la mântuire în casa Tatălui prin credință. Cinste vouă care credeți! Voi sunteți un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu. Voi sunteți un neam ales. Voi așadar aveți misiunea de a vesti în lume, în faptele voastre, faptele mărețe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Amin.